Salutare, prieteni, și bun regăsit! Avem astăzi în față o nouă provocare. Și anume, o drujbă electrică. Modelul este de la Stairwinds, 2200W. Are aici și lama de 40 de centimetri. Cred că se referă, da, corect. Așa, cam așa arată ea, așa se prezintă și așa funcționează. Adică nu funcționează. Bun, zic să o desfacem și să vedem ce are, nu? Bun, am scos cele 4 șuruburi. Uiteți. Gol. Bun. Ce avem noi aici? Avem o bucată motor. O bucată motor cu niște fire care, ia uite cum arată, ia uite. Uite fire, cum e firul ăsta aici, ia uite-l. Ce caută ăsta tata aici așa? Slobodă. Care duce... A, ia, ăsta e de video, uite-l. Stai să vă arăt. Cum să fac? Ia uite-l. Ăsta este rupt, sau mai bine zis. Asta e bobina? Mai rău. Este bobina ruptă. Bam. Întrebarea e care de fi cealaltă rest de bobina. Da. Complicată treabă. O să desfac capacul ăsta, care habar n-am cum e prins, avem pe aici șuruburi ceva, n-avem, nici aici, nici aici, nici pe partea asta, nici pe partea asta. Va trebui să scot cumva capacul ăsta și nu... Sigur, nu sunt astea două șurubele. Trebuie să-i dau cu ciocanel ceva, cred că. Și să verific de unde este rupt și dacă mai poate fi folosit. Bun, am găsit și buba, zic eu. Ăsta, motorul ăsta s-a încins. De cauza că pompa de ulei a rămas blocată. Asta, pompa de ulei a rămas blocată și nu mai merge. Uite. Vedeți? Ăsta, pinionul Belcu, șurubul fără sfârșit se învârte, însă pinionul nu. Da. Și din această cauză, acum văd și mai bine, bobina este compromisă. Este toată arsă. Hai să pun o lumină mai puternică să vedeți. Uite-o. Este neagră. Este neagră. Nu... Nu are rost să mai umblu la ea, să mai desfac. Presupun că costurile unui bobinaș este aproape cât o drujbă sau 80% dintr-o drujbă nouă. Și ținând cont că este și pompa de ulei stricată, este gripată,
Nu văd de ce aș mai repara așa ceva. Bun, prieteni, cam atât despre astăzi. Pare rău că n-am putut să-i fac nimic la asta. Dar n-are rost să continui pentru că este bucat zadar. Asta este drujba. Este ieșită de garanție. Da, deci cât a fost de garanție a fost super ok. Este ieșită de garanție. Presupun că și-a făcut treaba. Dar cam așa pățești cu astea pe curent. Bun, vă mulțumesc frumos de atenție. Vă doresc o zi bună, să aveți în continuare. La revedere!